Peste 100 de copii au participat în Parcul Copiilor din Hațeg la celebrarea Zilei Vulcanilor. A fost cea de-a 6-a ediție a acestui eveniment, iar anul acesta sărbătoarea a marcat și 10 ani de la inaugurarea Casei Vulcanilor, unul dintre principalele obiective de vizitare și de educație de pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, administrat de Universitatea din București. În cadrul evenimentului Ziua Vulcanilor, am avut ocazia să apelăm din nou la lecțiile învățate în cei 10 ani de când există Casa Vulcanilor și proiectul de voluntariat al Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Am învățat că tinerii sunt cu adevărat resurse pentru comunitate. Ei au organizat și au pus în practică aproape tot ce s-a întâmplat în cadrul acestei sărbători. Am mai învățat că patrimoniul geologic și cel natural reprezintă resurse pentru dezvoltarea locală. Toate descoperirile științifice din zonă pot atrage vizitatori și pot fi prileji de dezvoltare pentru comunitatea locală. Și am mai învățat că știința este accesibilă tuturor. Evenimentele și experiențele educaționale care au implicat comunicarea științei într-o formă accesibilă contribuie la dezvoltarea turismului durabil în zonă. Cu mic, cu mare, toți cei prezenți au avut parte de o experiență inedită prin intermediul activităților care au avut ca scop promovarea informațiilor legate de geologie și paleontologie. Aceștia sunt amoniți, așa arătau ei. Și puteau fi de mărimea unei mese sau foarte, foarte mărimea. Ei au apărut odată cu dinozaurii și au început odată. Tot odată cu dinozaurii. Da. Aici avem un nou de dinozaur foarte, foarte prețios. Trebuie să puneți mâna dacă vreți. El este mai scorcoșit așa, adică totul a ajuns cu toate astea în rest de piatră. La fel ca în anii precedenți și de data aceasta, Ziua Vulcanilor a transformat parcul într-un laborator în aer liber, în care cei mici au participat la o mulțime de activități. Cel mai așteptat moment al evenimentului a fost simularea unei erupții a vulcanului de 3 metri înălțime, realizat special pentru acest eveniment.